foarte mult că în Republica Moldova avem acest eveniment. Inteligența artificială poate să ne ajute să creștem economia. Și aici este invitația către industrie, invitația către experți să ofere aceste soluții cu care să putem să creștem productivitatea, să putem să creștem valoarea adăugată și, în ultimă instanță, fiecare dintre noi, ca și cetățeni, ca și membri ai societății, să avem un beneficiu. Astăzi asistăm la prima și cea mai mare conferință dedicată inteligenței artificiale din Republica Moldova, care vine să aducă experți internaționali și care va prezenta câteva paneluri și experiențe în domenii de bună guvernanță sau sector public, finanțe, business și educație. Avem două zile pline și așteptăm peste 700 de persoane. For us, this topic of artificial intelligence and big data is really relevant for this digital transformation, and it's also part of German cooperation and GIZ really to promote these topics, as digital transformation is relevant not only for the Republic of Moldova but also with reference to the modernization, for example, of public services. USA has been looking at ways that we can incorporate elements of AI to further our progress in so many different fields, in the agricultural sphere, in the banking sphere, helping the National Bank with, for example, some software that deals with anti-corruption. There's elements of AI in that too. I'm trying to get people educated. There's so many entrepreneurs that want to tap into this expertise and they don't know how to do it. So we're helping to support getting out information, trainings, and ways for Moldovans to kind of enhance their ability to tap into and utilize AI tools. Given the promised potential of the artificial intelligence, as well as the risks associated with its irresponsible use, UNDP in Moldova is very proud and keen to support the events such as the one today to make sure that the choices and decisions that we are making are working for the improved living conditions of the people, are working for the environment, and are advancing the democracies and the good governance in the countries where we operate. Eu mă uit la cum arată sala noastră astăzi și pot să zic că eu sunt fericit că am ajuns în această dimineață să avem atât de mult interes pentru eveniment. De fapt, scopul pentru mine era să avem cât mai multă curiozitate, cât mai multe discuții cu oameni care vor să afle mai mult. E o gamă super largă de subiecte. Vorbim despre tot ce ține de inteligența artificială ca și instrumentar utilizat actualmente în diferite regiuni ale lumii, în domeniul privat, în domeniul public, în domeniul educațional. Vorbim despre unghiul etic al utilizării inteligenței artificiale. Așteptările sunt ca cât mai mult public, în mai multe domenii, să ia cunoștință de ce e inteligența artificială, de soluții de inteligență artificială, de politicile statului, în domeniul guvernării, în domeniul educației, da, și soluțiile care se poate aplica în practică acum și aici. It's so great to be here at this conference. I think it's fantastic that so many people are coming together, the government, the private sector, the educational sector, to talk about and grapple with these AI issues. I think Moldova has a tremendous opportunity, particularly given that the government is leaning in to work on this, given that so many people from the private sector are engaged in the topic, to really harness the power of AI. This is an example of where, even if you're a very small country, you can generate lots of economic benefit. Ne-am propus să avem o platformă de dialog în care să învățăm din experiențele celor care practică sau utilizează inteligența artificială în dezvoltarea produselor în domeniul IT pentru diferite alte sectoare, dar și de a prezenta anumite case-uri din Republica Moldova. Avem companii și startup-uri care implementează produse utilizând inteligența artificială. Cu siguranță ce ne dorim este, ca urmare acestui eveniment, să dezvoltăm cât mai multe use case-uri preluând din experiența altor țări unde deja lucrurile se întâmplă într-o manieră mai dinamică decât la noi.